Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un episod de Bully. Iar înainte să începem, vreau să vă amintesc ca de obicei să nu ezitați, să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să o susțineți, să vă arătați iubirea. Acum, începem noi The Big Prank. Ok, here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump and then... What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little mutt. L-ați văzut pe ăla din spate? Mergea normal și când a plecat avea probleme la picior. Lol. Haideți, deci că trebuie să prindem câinele și dăm ceva de mâncare. Nu ai prind eu câinele. Stai. Ce vrea, bă, cheșetul ăsta? A, mi-am crezut că trebuie să prindem câine, nu să-l batem pe ăla. Ok, asta a fost cam scârbos, dar contează. Deci trebuie să mergem acum? La ceva cu profesor, n-am înțeles și eu, dar mergem. Opa. Stai, ce ne-ai socolit școala? Poți să intru pe aici? Oh, am crezut că trebuie să, am crezut că merge să intru doar prin față, văd că merge și prin spate. Ah, nu-mi zic că lăsăm asta la ușa unui profesor. Fire alarm, trage! Scârbos. Ok. Bă. Dar de ce s-o mai alerge bă tocmai pe mine? N-aș vă obosit proful. Bun, hai să ne culcăm. Și să mai facem ceva misiuni. Noaptea hello. Fugi! Boys dorm. Perfect. Să ne culcăm. Să nu uităm să salvăm, da, n-am? Băi, ești nebun, mă trezesc fără costum. Îi mișu tu, mă, stai, nu. Yes. 4, 3, 6. Bun. Oricum, nu vă... Să nu credeți... Stai. Hai, asta cu help, Gary. Mi-a dat greș. Ne-am reîntors, suntem good to go. Hai să-l ajutăm pe Gary. Ce-are ăsta? There you are. Come on, I found something incredible. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? I'm, we are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you, after this, things are never going to be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Hai să vedem ce bagă ne mai face și acum. Hai să vedem ce ne mai așteaptă. Follow Gary. Bong. Bă, ce-am jucat? Ia uite, merg pe skateboard-ul pe jos. Eu merg cu Dacia, iar tu pe jos, da. Bun. Bă, ești mic, e skateboard-ul tău, măcar știu și eu că mai trebuie să apăs alt ca un turbat. Bine că poți să ții și apăsa, dar nu mă trebuie. De ce ne punem să ne batem cu ăștia? Știți, dacă... Am fi puțin mai inteligenți.
Asta face foarte mult damage. Cât de repede se încarcă. Ne-a făcut upgrade. Mamă, tare. Dă foarte mult damage, asta e mult mai rapid decât câteva cu pumnii. Ok. School basement. Dar de ce am bătut pe aia? Nu înțeleg. Să nu ne vadă sau ce? Opa, am intrat într-un loc interzis. Ne bagă și muzica de asta. Ce n-ai? Oh, aici. Facem chestii nesăbuite. O să-mi placă, ha? Hai să vedem. Ia stai, am o idee. Păs așa. Bui, uite, ce șmecherii. Opa, început ora. Noi suntem un... în gerjania asta de loc. Oh, merge să mă bă burta. Hey. A steam leak. I've heard of those happening, but I've never seen one. Ce caută toți dovleci ăștia aici? Ce ne-a trebuit să fac? If you could lower the furnace temperature a bit, I bet the steam would stop. Ce naiba ar trebui să fac? Deci trebuie să... Aha, ca să trecem pe aici. Uite mă. Keep spraying. Ok. Nu mai zic nimic, nici nu știu, sunt atent aici. Nu știu ce să zic. The place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff, and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen! Boys and morons! Boys and morons! I give you... Russell! Oh man! Me, Russell! Gary, now I hate you! I know! Russell! Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals! What? N-am mila fără creier. Mai simt dacă putem să-l batem cu... Stai. Ăsta e un fel de Rhino din Spider-Man, sau ce? Ok. Bă, hai că e de damage. Uite-mă, stai că eu pot să-i vă viața sus. Asta nu o să fie chiar așa greu. Se încarcă foarte repede asta acum. Ok, hai că asta se termină imediat. Opa, bă, ce... Bun, îi dăm pe Raisling. Bam. Pare că trebuie să-l batem cu pumnii.
asta e. O, haide! Ideea e că nici nu ne ia viață când faci asta. Ha, tot eu cad. Reversal. 2, 2, 2. Pac. Hai mă. Oh, gata. Knockout. Avem un câștigător. You happy now, jerk? Ecstatic. I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this. Asta are ceva cu școala. Mă devin regele școlii. Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad, bad Russell. Bad. Bad. With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bullworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Capitolul 2. Câte capitole are jocul? Deci acum putem să ieșim și din curtea școlii. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So, what's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bullworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay? Okay. Ne băgăm și la box? Ne băgăm, avem o groază de chestii de făcut în episoadele viitoare. Dar mai avem. Hai să ne ducem la... Last minute shopping. Să facem și misiunea asta, după care încheiem episodul. Ok. Nice! Shut up, kid! It adds flavor to it! You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits in it! I've got performance anxiety. Get used to it, kid! You're a man! Don't you feel like you're a man, my friend? Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. Let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barbers for my stash. And oh yeah, some new knickers to worn in. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Gross. Doamne. Holy moly. Hai să vedem. Deci trebuie să facem niște cumpărături mai pe scurt. Ok, n-ar trebui să fie foarte greu. Mă încadrez și să nu facem episoadele foarte lungi. Bun. Deci știu că e o bicicletă aici. Pedal, brake, space, bunny hop și dismount tot părul. Perfect. Bă, ne-am dus în partea greșită. Tabi era mapa, nu?
Nu-s partea greșită. Bun, noi avem ore, dar ne plimbăm prin ora. Așa e frumos. Hai să vedem. Bă, dar greu e de controlat bicicleta asta. Să ducem părți nasol. Da, nu contează. Throw weapon, target. De ce ne-am bate pe cineva după bicicletă? Mă rog. Hai să mergem să facem cumpărăturile. Nu ar trebui să fie prea complicat. Mergem direct în față. Am, uite aici. Ia. Cred, nu? Aha, nici nu mai știu ce trebuie să cumpăr. Mă gândeam că n-aveam de ce să cumpăr flori de acolo, da. Uite-l pe ăla a intrat în magazin. Aoleu. Nu trebuie să cumpăr nimic, lol, am cumpărat-o degeaba. Ți le dă direct când intri în magazin, sunt în... de fapt sunt în magazin, le iei tu. Mă rog. Tună. Bă, ce coincidență, și afară plouă și plouă și în joc. Afară în viața reală. Asta. Bă, ia stai puțin. Trebuie să ne cumpărăm haine? Oricum n-avem. Adică ai uniformă, mă gândesc. Că nu contează, dar hai să mergem înapoi. De fapt, este să încerc eu ceva. Avem aici stația de autobuz, mă gândesc că poate ne duce înapoi, nu? Cred. Sau, bă, e de la altceva. Ok. Bus stop, aha. Bă, nu i-am mai adus bicicleta înapoi, nu-i mai trebuie. Ok, skateboard-ul. Ate trailul ăsta să mă prindă. Că după aia pierzi misiunea. Bun. Hai să vedem. Cât în ghila în spatele meu. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Nonsense. There are no fuzzy eaters at Bulworth. It'll last for a month. Pentru o lună. $15, bun. Bun. Ok. Aici încheiem și episodul pentru astăzi. Eu mă duc să salvez, ca să nu uit. Sper că v-a plăcut acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa.